Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a dezbaterilor Wheel TV. În această seară alături de mine colegul Sebastian Ignat. Bună seara, Sebastian. Bună seara. Și invitatul nostru la Mândurora și al dumneavoastră deopotrivă, consilierul local PNL Ionuț Ionescu. Bună seara, bine ați venit la Wheel TV. Mulțumesc pentru invitație. Avem ce discuta în seara asta. Săptămâna trecută a făcut mare vâlvă la nivelul Consiliului Local și evident și în presă că au fost ecouri, nu s-au stins nici acum, propunând nici mai mult, nici mai puțin decât suspendarea unui număr de 10 consilieri locali, mă rog, mai multor consilieri locali ploieșteni, aflați din punctul dumneavoastră de vedere și se pare că și al legii în incompatibilitate sau care ar fi trebuit să-și piardă mandatul pentru cât... Este vorba de decizia Curții Constituționale care spune foarte clar că deja a judecat Speța în 2009 și nu poți trece de la un partid la altul fără să-ți pierzi mandatul. Pentru că ai fost ales pe o listă a unui partid politic, pe un program politic, nu ai fost ales uninominal. Și ca atare, dacă ai schimbat formațiunea politică din care faci parte, trebuie să-ți pierzi și mandatul de consiliere. Le amintim celor care poate că au uitat, deși n-a trecut atât de multă vreme, că a existat o ordonanță de guvern în baza căreia aleșii au putut migra timp de 45 de zile, au avut opțiunea de a părăsi formațiunea politică pe lista care au fost aleși. Sigur că ea contravenea cumva prevederilor legale, ceea ce a și constatat instanța supremă și avem situația aceasta absolut bizară în care oamenii aceștia ar trebui să-și piardă mandatul. Dar nu se întâmplă deocamdată, cel puțin deocamdată. Sesizând acest aspect, v-ați adresat Consiliului Local și ați cerut să intre în legalitate. Asta ar fi fost ideea, da? Suspendându-i pe aleșii aflați în această situație, printre care se află și cei doi viceprimari, că și asta e un aspect interesant. Legea, sigur, în primul rând ne discutăm de calitatea de consilier local. Această calitate de consilier local a fost obținută numai la legiuri din 2012 prin participare pe vot pe liste. Corect? Bun. S-a participat pe vot pe liste și conform deciziei Curții Constituționale din 2009, dacă îți schimbi formațiunea politică, îți pierzi mandat. S-a forțat acea ordonanță din 2014, o ordonanță cu influență electorală foarte puternică, o ordonanță care a permis acest traseism politic timp de 45 de zile. Avocatul poporului nu a contestat la Curtea Constituțională la vremea respectivă legea și ați văzut că și în MCV a fost sancționat pentru acest lucru, în mecanismul de cooperare și verificare. Non-combatul avocatului exact, poporului. A fost sancționat pe această chestie și exact este pusă cu nuanțe de la capăt problema asta. După care, după ce a trecut de Parlament acea ordonanță, a fost atacată la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a spus, păi stați un pic, deja am judecat cauza, își pierd mandatele, nu există, este neconstituțional ce spune guvernul prin acea ordonanță. Și atunci a făcut în motivarea curții, pentru că motivarea a fost dată în ianuarie, pe 20 ianuarie, în motivarea curții, publicată în Monitor Oficial, care e obligatorie pentru toată lumea, spune foarte clar faptul că aleșii locali, deci vorbim de consilieri locali și consilierii județeni, care au fost vot pe listă, își pierd mandatele, pentru ceea ce înseamnă primar și președinți de consilii județene, care au fost candidat uninominal, Parlamentul este cel care poate decide dacă își pierd sau nu mandatele. Și atunci Parlamentul va trebui să decidă ce se întâmplă cu ei. Acum există, bineînțeles, fiecare citește legea cum îi convine. Dacă mergem pe logica dânșilor, dânșii vin și spun, domnule, noi rămânem consilieri până când decide Parlamentul. Că așa a spus Curtea, că trebuie Parlamentul să decidă. Păi, bun, dar eu întreb o întrebare firească. Spune Constituția că efectele actului normativ constatat ca neconstituțional își suspendă imediat după decizia Curții Constituționale, își suspendă aplicabilitatea la timp de 45 de zile. La 45 de zile de la decizia Curții, dacă Parlamentul nu își pune punctul de vedere, actul normativ se anulează, este nul de drept. Așa spune Constituția. Și atunci eu am venit cu o soluție în Consiliul Local, eu, împreună cu colegii de la Partidul Național Liberal, am venit cu o soluție în Consiliul Local să suspendăm efectele acestei ordonanțe. Că asta spune Constituția. O soluție care trebuia votată, nu a fost supus la vot amendamentul nostru așa cum a sunat el în ansamblu său, ci a fost supus la vot pentru fiecare consilier în parte. Explicați-ne și mecanismul pentru care s-a ales această soluție. Asta ca să și înțeleagă telespectatorii. În primul care rând este o chestiune... Vă întreb, dacă votăm un amendament legat de o cifră la buget, ce facem? Supunem la vot fiecare cifră în parte sau suma întreagă? La fel și acum. Au supus la vot
întreaga, pentru fiecare consilier în parte, ca să poată vota ceilalți. Astfel încât toți ceilalți implicați la rândul lor, exact, sau aflați în aceeași postură, să poată vota, dar exprimându-se pentru câte unul dintre, cei de pe lista de consilieri vizați. Vizat de amendament să se abțină de la vot, iar ceilalți să poată vota. Desigur, totuși au votat partea de mecanismul ăsta de vot, l-au votat cu toții. În ciuda faptului că erau direct vizați de, de această propunere. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trecut? A sperat vreun moment să și treacă? Sigur, cu două pauze de consultări și cu tensiunea care a fost generată, s-a văzut foarte clar că, din punct de vedere legal, e greu să găsești o soluție de ieșire pentru dânsii. Și au venit într-un final cu această soluție forțată de acest artificiu de a vota nu amendamentul așa cum a fost el formulat, ci pe bucățele. Eu nu am făcut 10 amendamente, am făcut un singur amendament și trebuia supus la vot un singur amendament, cel făcut de mine. Or, cel făcut de mine nu a fost supus la vot. Da? Asta înseamnă totuși că este o discuție dacă s-a respectat sau nu legea, nu? Asta înseamnă artificiu juridic la care au apelat ca să pice amendamentul, să nu fie pusă în aplicare această suspendare conform deciziei Curții Constituționale. Desigur, asta e istorie deja, știți cum să e. Să presupunem prima tot de aceea matematică a reducerii la absolut că s-ar fi întâmplat ceea ce dorea și ar fi fost suspendați toți cei de pe listă. Ce s-ar fi întâmplat cu Consiliul Local? Ar mai fi funcționat? Putea să funcționeze în continuare. Cu 14 consilieri, Consiliul Local poate funcționa. Sigur că se schimbă covârșitor în raportul de forțe. Sigur, se schimbă majoritatea, dar asta e democrația. Nu? Dacă ar fi să respectăm algoritmul politic din 2012 vis-a-vis de reprezentarea PNL-PSD, nou PNL, în care PNL-ul vechi cu PDL-ul s-au adunat, atunci teoretic ar fi aproape 2-3 în Consiliul Local pentru noul PNL. Sebastian, ai fost la ședința Consiliului Local? Am fost la ședința Consiliului Local, sigur, și la început m-am distrat copios, după care, bineînțeles că m-am enervat. Eu n-aș împărtăși entuziasmul domnului consilier în aceeași măsură, sigur, dânsul face parte dintr-un partid și este îndreptățit întru totul să susțină punctul de vedere așa cum și l-a susținut până acum aici în emisiune și în ședința de Consiliul Local, că de la domnia sa a plecat întreaga furtună acolo, generată de această idee, acest amendament pe care, bine, aici o să discutăm și mai târziu, nu cred că trebuia, dacă se dorea o finalitate până la capăt a acestui demers, nu cred că trebuia să fie pus neapărat într-un agățat neapărat de un proiect de hotărâre, dar aici este cu totul o altă discuție. Vreau să luăm de la început povestea asta și să subliniez și eu, într-adevăr, că există o latură de incompatibilitate, cum ai spus tu la început, dar este în primul rând una morală. Da? Cei care au trecut și au făcut pasul ăsta de la un partid la altul, profitând de o ordonanță absolut ticăloasă, dată într-un moment în care cei de la putere, cei de la PSD în funte cu premierul Victor Ponta, erau 100% încrezători în victoria la alegerile prezidențiale, victorie care, cred eu, și nu cred că folosesc cuvinte mari, ar fi reconfigurat cu totul și la nivel local și la nivel național, nu numai politica, ci și oarecum direcția națională. Da? Cu toate că așa fluturăm steagul cu vestul, cred că lucrurile ar fi stat puțin diferit. Da? Se vede că avem exemple în țări din jurul nostru unde există sancțiuni, da? În urma unui comportament deplasat. Sigur că nu mai trăim neapărat în epoca începutului de secol trecut, când puteam să facem absolut orice. Dar și acum, un comportament deviant se poate sancționa destul de aspru. Iar într-o țară sensibilă, așa cum este România din punct de vedere economic, orice sancțiune în plus ne-ar destabiliza. Și așa ne destabilizăm noi și singuri destul de mult. Deci este o componentă morală, așa cum spuneam, plecată de la această ordonanță absolut ticăloasă, de care au profitat niște oameni, da? Gândindu-se că vor face și vor drege diferite lucruri, nu știm care, probabil că vor visau la niște avantaje de mai multe tipuri în alte configurații politice pe care le credeau ei că vor deveni câștigătoare. Și când vorbesc pe o latură morală, mă refer aici, revenind la demersul din Consiliul Local, atât la partea consilierilor puterii care au migrat, acești migratori traseiști sau cum vreți să le spuneți, dar și din partea opoziției, care mie mi s-a părut că
început un demers prin vocea domnului consilier Ionescu, prezent aici alături de noi, dar care nu a fost dus până la capăt cu toată convingerea. Aici poate dânsul să ne confirme dacă a fost doar un joc politic de imagine sau chiar și-a dorit să meargă până la capăt cu acest demers. Iar a doua problemă este cea legislativă, da? Pe care, bineînțeles, așa cum a spus și domnul Ionescu, fiecare o interpretează așa cum vrea, chiar și momentul ăsta. Într-adevăr, există două interpretări ale Curții Constituționale distincte. Una legată de consilierii locali și consilierii județeni aleși pe liste, care au un statut special față de aleși unii nominal, cum ar fi primarii și președinții de consilii județeni. Eu cred că în momentul ăsta, și cred că suntem cu toții de acord, președinții de consilii județene și primarii sunt mult mai relaxați decât erau înaintea apariției motivării Curții Constituționale în ceea ce privește această ordonanță. Cred că aleșii locali și aleșii județeni, consilierii, o să aibă o problemă reală în sensul că eu sunt convins acum, în momentul ăsta, parcurgând textul de lege, că își vor pierde mandatul, dar nu cred că în momentul de față sau la momentul ședinței de Consiliu Local se putea lua o hotărâre atât de radicală. Da? Fără să ai o bază argumentată și pe partea cealaltă, întorcându-se o parte măcar din hotărâre către Parlament, fără și noi să vedem cum se legiferează sau cum se va formula viitorul text. Asta dacă nu o să tergiverseze problema un an de zile sau eu știu. Repet, 3 ani. Noi am plecat de la principiul suspendare, nu pierdere de mandat. Ok. Suspendare este un concediu timp de 45 de zile în care fiecare consilier local nu putea vizat de această decizia Curții Constituționale, nu putea participa la dezbatere și nu putea participa la vot. Era o chestiune pe o perioadă determinată până în momentul în care legiuitorului timpul fiind în locul dumneavoastră, este posibil să fi procedat la fel. Era și un vot de blam totodată și era și un semnal de alarmă și din punct de vedere politic. A fost o mișcare pe care, așa cum vă spuneam, m-a amuzat în momentul ăla. Zis, uite că nu se stă degeaba pe partea asta. Dar nu mi s-a părut că există o dorință așa conjugată să se ducă până la capăt povestea asta. Așa mi s-a părut. Ai avut senzația că se temeau chiar cei din opoziție ca nu cumva să reușească demersul lor? Sau că n-au crezut niciodată cu adevărat în șansele de a-i suspenda? E o întreagă discuție care se putea duce în instanță. Poate se va și duce până la urmă pe zona asta. Și de felul în care a fost conceput amendamentul dumneavoastră, așa cum spuneam la început. Da? Cum se putea face altfel, poate acum, după ședință, v-ați gândit și la alte soluții, de exemplu. Legat de, nu știu, în momentul ăla mi se pare că n-ai cum să aibă finalitate nici măcar. Există două formule. Da. Pot să fii cu un proiect de hotărâre distinct sau fii cu un amendament în cadrul unui proiect de hotărâre. Un proiect de hotărâre distinct pe care îl depui la Consiliul Local se dezbate după 30 de zile. Are nevoie de aviză comisiilor de specialitate. În comisie de specialitate majoritatea are și acolo majoritatea. Corect. Și atunci va funcționa și va fi un aviz negativ. Uh-huh. Și atunci un astfel de proiect nu ar fi putut niciodată să intre pe ordinea de zi a Consiliului Local. Bun, și atunci v-ați gândit să depuneți un amendament la un proiect de hotărâre deja prezent și trecut de comisii, da? Exact. Trecut prin comisii. Bun, vorbim despre proiectul prin care se aviza, practic se constata încetarea mandatului domnului consilier, da? Exact. Constantin. Bun, dar acum trecând prin comisie o formă de proiect, când se vine cu un amendament la un asemenea proiect, care totuși redă o cu tot o altă formă proiectului, da? Deci, practic, votul din comisie prin care proiectul a trecut nu mai este valabil. Nu este așa. Nu este așa. Pentru avizarea că, deci, proiectului ca să intre în ședință. Avizarea unui proiect într-o comisie de specialitate vizează baza legislativă. Poate plictisim telespectatorii, dar sunt niște detalii tehnice care sunt interesante. E bine să le clarificăm. Vizează, în primul rând, baza legislativă. Ori baza legislativă este aceeași în ambele cazuri, și încetarea mandatului în caz de demisie, ca și încetarea mandatului în alte situații. Da? E aceeași bază legislativă. Singurul element suplimentar în partea legislativă era decizia Curții Constituționale, pe care am introdus-o în preambul. Asta a fost o primă componentă a amendamentului. O cea de-a doua componentă a amendamentului au fost situații, și vă dau exemplu, achiziționarea terenului de la și clădirii de la liceul Caragiale. Da? Unde a fost un proiect de hotărâre care viza o comisie de negociere pentru niște terenuri și am adăugat și acest teren. S-a votat perfect legal, absolut normal. Da? S-a venit cu o reacție la o chestiune plecată din zona publică, din zona, din zona media, nu? O necesitate pentru oraș și s-a găsit o soluție prin astfel de amendament. Asta fi un subiect de discutat, apropo, da?
Deci, când vine timpul. Până una alta, v-am dat un exemplu în aceeași ședință de Consiliu, când s-a putut. Domnulescu, azi, da, în fine, repet, este un demers pe care l-aș fi, poate și eu în locul dumneavoastră, l-aș fi dus în același mod. Uite, și explicați acum de ce a spus amendamentul în forma asta. De exemplu, toți băgați la grămadă. Da? Acești consilieri. Sigur, toți erau, făceau parte din speța respectivă, că trecuseră de la un partid la altul în perioada asta de 45 de zile. Dar a venit contraargumentul puterii, stați domnule un pic, ei au fost investiți separat, nominal, fiecare, în parte. Da? Deci de aici poate, adică eu vorbesc acum și dau un argument în baza unor viitoare probleme legislative pe care, juridice pe care ar fi putut să le întâmpinați în dumneavoastră în Consiliul Local. Pentru că orice hotărâre lasă urme care se puteau duce mai departe în instanță. Și atunci ne putem întreba foarte ușor, că, asistând la tot spectacolul ăsta, dacă mai facem administrație sau mai facem mai politică pe acolo prin Consiliul Local. Știți? Despre asta vorbim de fapt. Da? Că din punct de vedere politic a fost un show magistral. Ne-a plăcut. Ne-am distrat noi, presa și așa mai departe. Nu, a fost logică. Păi, eu sper că n-a fost asta logică, pentru că mie mi-a lăsat și impresia asta. Nu, o decizie a Curții Constituționale nu poate fi vorba de show. Nu. În baza unei decizii. E o chestiune foarte serioasă. Sigur că da. Sigur că da. Nu. Cu tot respectul. Nu. Nu interpretăm. Am spus-o. În baza unei decizii a Curții Constituționale, dumneavoastră, mi s-a părut că ați pornit pe drumul ăsta mai mult pe maniera politicianistă decât pe maniera aplicată strict administrativ într-o ședință de Consiliu Local. Despre asta vorbeam. Atâta vreme cât am discutat de bază legală. Nici departe de mine de a nu socoti, a ne socoti deciziile cu Curții. Probabil vă reamintiți modul în care am început amendamentul cu faptul că ne așteptam să găsim în MAPE un referat din partea doamnei secretar și a domnului primar, așa spune legea, în prima ședință ordinară de Consiliu. După ce a apărut situația în care să ne informeze cu privire la apariția deciziei și implicațiile ei. Da, probabil că dânșii au interpretat doar în spiritul. Deci cu asta am început. Dorinței Curții Constituționale de a trimite la Parlament. Întrucât administrația nu ne-a oferit posibilitatea de a avea un punct de vedere bazat pe un referat fundamentat făcut de către secretar și primar, ne-am dus mai departe. V-ați gândit dumneavoastră într-o formulă strict administrativă de a adăuga un amendament. Nu era o chestiune. Faptul că s-a transformat toată chestiunea într-un vot politic în care puterea a votat într-un fel, opoziția, pur și simplu nu a participat la vot. Vedeți, și aici este o chestiune în care amendamentele respective care au fost votate individual, opoziția, dacă ați sesizat întregii colegi de la toți colegii de la PNL, poate cu o singură excepție, nu au participat la acel vot. Nici măcar nu s-a anunțat rezultatul fiecărui vot. Dacă v-am inteles corect. Acestea sunt chestiuni pe care, dacă puterea a abuzat într-un astfel de mod în Consiliul Local și noi nu ne-am bătut suficient de puternic, cer scuze, poate, nu știu ce ar fi putut să mai facem, ne ridicăm din sală să plecăm. Da, sigur. Deci, repet, cam asta ar fi fost singura armă. Deci deci a fost un demers și de imagine din partea noastră. Trebuie să recunoașteți aici. Deci demersul de imagine a venit ca o consecință. Ca și grup de consilieri, mă refer, nu al dumneavoastră personal, sigur. Este o consecință, partea de imagine. Sigur nostru e greu să admită că a fost și asta. A fost și un exercițiu de imagine, o demonstrație a ce se poate face și a ce trebuie făcut până la urmă. Ăsta e rolul opoziției. Trebuie să intervină de fiecare dată când are ocazia și să puncteze anumite lucruri. Chiar dacă știe că e o luptă cu morile de vânt. Dar nu e pentru că în opinia publică strânește anumite reacții și faptul că s-au iscat atâtea discuții, un lucru foarte bun. Semn că se mișcă ceva în Consiliul Local și nu se doarme pe toate fronturile. Asta e cel mai important până la urmă, să știm că există cineva capabil să reacționeze. Poate că se și doarme. Auzi vreo trei voci așa, din vocea dânsului, așa și încă vreo doi. În rest, nu mă amețiți. Mă scuzați că interpretează, dar sunt chiar amețiți. Sunt colegii mei și nu sunt colegii noastre. Eu am asistat și la alte configurații de Consiliul Local și am văzut și colegi mult mai activi decât în actualul. Eu admit faptul că la ora asta baza de selecția partidelor politice este din ce în ce mai slabă. Asta pentru că implicarea în politică a oamenilor, a elitelor, a vârfurilor societății, a atât clasa medie cât și... Este din ce în ce mai scăzută, și din cauza politicienilor. Adică e cercul acela vicios. Oamenii nu mai intră în politică pentru că li s-a făcut silă de ea și normal că dar asta atâta vreme când nu vin oameni noi, n-ai cum să schimbi lucrurile. Știți, e strada murdară, mi-e silă de cum arată strada și nu mai ies din casă.
Nu e o soluție. Nu este o soluție. Nu este, cu siguranță. S-ar putea să mai am nevoie să-mi cumpăr pâine, să-mi cumpăr apă, să-mi cumpăr altă lucruri. Da. Vreau să profit de faptul că sunteți aici alături de noi și sunteți una dintre vocile care se fac auzite în Consiliul Local și să ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, cum se vede de acolo, din rândul consilierilor, cum se vede atmosfera din Consiliul Local Ploiești și ce mijloace are opoziția să intervină. Punctual, că presupun, poate face atât cât îi permite configurația Consiliului. Punctual. Și cam sunt, care sunt raporturile sunt de forțe și dacă vă așteptați să și schimbe în perioada următoare, poate înainte de o decizie a Parlamentului. Deci... Încă o dată, fără alt val de traseiști, nu se poate schimba nimic. Dacă... Ei, cum să nu se poate schimba, domnul Consiliu? Se poate schimba. Fără alt val de traseiști? Da, sigur că da, sigur. Păi ne fără să treacă din nou de ieșim din plată. Sală să dăm un telefon când e un vot mai nu știu cum, mai intrăm în sală când e alt vot. Uite, vă dau exemplu proiectelor de două treimi. Unde avem exemple în Consiliul Local. Da, bine. Sunt proiectele de două treimi, au fost picate sau prorogate. Mm-hmm. Acolo unde au fost chestiuni, vă dau exemplu din decembrie cu Rosalu, cu 18 ani de contract, o exagerare da, categorică a administrației. Corect? Acolo opoziția și-a făcut simțită forța și a reușit să respingă, să ducă la respingerea acelui proiect de hotărâre, pentru că era cu două treimi. De asemenea, a fost situația cu Coralul. Încă nu ne-am lămurit din punct de vedere juridic dacă este în regulă o astfel de prelungire și dacă se justifică o prelungire cu 15 ani a unui contract care de bază a fost de 5 ani. Și atunci, astea sunt chestiuni pentru care am prorogat acel proiect, mai ales că era în discuție o societate locală, un investitor care plătește taxe și impozite la nivelul municipiului Ploiești și era normal să o analizăm foarte serios dacă e de respins sau e de acceptat. Vă dau, astăzi sunt câteva exemple. Vă spuneam mai devreme de situația cu Comisia de Negociere pentru Caragiale. De asemenea, acolo, sigur, am avut suportul puterii. Dacă nu am fi avut suportul puterii, nu am fi putut să trecem o astfel de hotărâre. Da, era o chestiune absolut... Este o chestiune care, uite, s-a reușit. Da? S-a reușit să se ajungă, s-a parcurs un pas. S-a mai e mult până departe, da. Asta nu înseamnă că până la urmă, de un an de zile există o cerere a acestui cetățean care dorește să vândă și de un an de zile cererea stă în sertar. Faptul că am reușit să scoatem cererea din sertar și să facem un prim pas, este un lucru... Bun, nu? Este un lucru care e un opus acolo. Da, e foarte curios de ce s-a întârziat atât acum. E o situație absolut vizibilă, nu? Pentru că s-a plecat în același timp pe două căi. S-a plecat în același timp pe două căi administrative care s-au bătut cap în cap una pe alta. Varianta achiziție cu varianta exproprierii sunt două chestiuni care se mănâncă complet diferit. Înțelegeți? Atunci s-a parcurs o etapă s-au parcurs după câteva alta, etapă pe expropriere, după care s-a blocat și nu s-a mai făcut lege. Proiectul. Nu știu dacă vă amintiți, la un moment dat a fost un proiect de hotărâre cu aprobarea unui studiu de fezabilitate și unui indicator tehnico-economic actualizați pentru niște terenuri de sport. La vremea respectivă m-am abținut. Una dintre motivațiile abținerii a fost faptul că am mutat terenul de sport din groapă, de acolo, de la Caragiale, de unde știa toată lumea, l-am mutat în partea din fața liceului, deci între, dacă știți, liceului, în partea din față, am cheltuit niște bani, am făcut acolo un teren, când, dacă îl lăsam ca și investiție pe terenul vechi, puteam să mergem mai departe cu exproprierea și poate astăzi era rezolvată problema. Nu? Sunt câteva elemente care, într-adevăr, uite, au influență. Sigur, o abținere la vremea respectivă poate nu o bagă nimeni în seamă. Dar atunci când îți motivezi votul și spui despre ce este vorba, sigur, poți face cât îți permite, dar să nu uităm că mai e puțin până la alegeri. Da? Foarte mulți colegi din Consiliul Local, păi și ce facem dacă... Păi, ok, și dacă se dizolvă Consiliul, presupunând că rămâneam 15 oameni și cei de la PSD nu veneau la ședințe, 3 ședințe la rând, și nu aveam vorum 3 ședințe la rând, să mergem la alegeri anticipate. Da, care e problema? E o problemă să ai alegeri anticipate, să mergi din nou la cetățeni, la urne? Mie mi se pare că e un lucru absolut. Asta e democrație. Din partea presei care mănâncă întotdeauna circul și așa cu pâinea, este o chestie bună. Din partea consilierilor locali, perspectiva cetățeanului nu este neapărat în regulă, da? Pentru că nu s-a dat un vot pentru 2 ani consilierilor, s-a dat un vot pentru 4 ani consilierilor. Da, era în regulă să prelungesc pe 12 ani, pe 18 ani în contract? Nu, e foarte adevărat. Înseamnă că am luat-o... Păi, nu, înseamnă că cetățeanul este în mod automat pus în
postura de a înțelege că a acordat încredere unor oameni care nu merită încrederea sa. Oamenii au votat pentru o listă, nu... Încă o dată, da, se presupune că lista se consultă și se văd numele de pe ea, da? Și atunci, probabil că, apropo de implicarea de mai devreme despre care vorbeam și despre imaginea clasei politice în general, va fi încă un vot de minus față de clasa politică, odată cu alegerile anticipate, dar sigur că este doar un procedeu legal și absolut firesc într-o anumită situație, fără discuție. Eu totuși cred că ne-a demonstrat votul din noiembrie, de pe 16 noiembrie, ne-a demonstrat foarte clar care este cu adevărat forța votului. Așa, da, dar nu știu dacă a demonstrat neapărat votul din decembrie că trebuie să ia opoziția puterea, așa cum văd că o grămadă de voci din partea opoziției deja se aud, da? Cred că votul din decembrie, de fapt, a însemnat un mesaj din partea populației de schimbare profundă a clasei politice în general. Despre asta vorbim, da? Că există totuși un entuziasm crescut din partea opoziției, ba chiar reprezentanții partidului dumneavoastră de frunte au spus că chiar dânșii au primit acel vot. Nu au primit dânșii acel vot. Dați-mi voie să vă spun asta. Bun, eu cred că în toate emisiunile în care am fost și după campania electorală, nu e cazul meu asta, am spus-o foarte clar. A fost eu am spus-o și în campanie, că în general, în alegerile prezidențiale, nu a câștigat un candidat, a pierdut celălalt. Și nu numai acolo, și la alegeri, în general, la alegerile uninominale se întâmplă lucrul ăsta. Foarte puține cazuri în care un candidat cu adevărat câștigă, vine pe un tren pozitiv. Dar, acum trebuie să ajungem și noi să le selectăm în clasa politică, schimbarea modului în care se face politică, știți, iubind trădarea, dar... Hai să termină, să ieșim din logica asta vicaragiale. Dar și abordarea, domnule. Deci uite, la dumneavoastră în ședința de consiliu, după ședința dumneavoastră de consiliu local, a fost ședința de consiliu județean, unde s-a repetat povestea cu colegii dumneavoastră din consiliul județean, care și dânsii au propus prin vocea domnului Adrian Dobre aceeași poveste, doar că nu vorbea dânsul despre suspendare, vorbea direct despre pierderea mandatului consilierilor care au trecut de la un partid la altul. Domnule, s-a creat o... La dumneavoastră totuși a fost o discuție decentă pe acolo prin consiliu. Nu știu, Claudiu, tu ai ajuns la ședința de consiliu. Băi, era o hăhăială și o horă și o sârbă și o chirăială pe acolo. Băi, absolut nedemn. Apropo de o schimbare de percepție și de conduită, știi? Așa clasei politice. Băi, mi-era mie rușine așa că Prahovean, ce-i cu ăștia aici? De ce am votat? Sau cine i-a votat? Ce caută ei aici? Ce interese pot ei reprezenta? Știi? Trebuie să scăpăm odată de spectacolul ăsta. Să fie puțin lumea mai serioasă când se duce pe scaunul ăla, atât în consiliul local, în tot județul, la Ploiești, la Câmpia sau în cealaltă comune și orașe, cât și la consiliul județean, știi? Dau uneori senzația, unii dintre consilieri, că nu toți sunt la fel, desigur că nici habar n-au de ce sunt pe scaunele alea, mă. Nu știu ce caut acolo. Sigur că își aduc aminte în anumite situații, când e nevoie să-și aduc aminte. De aici și problema. Trebuie o abordare diferită, ca și tinerii să se întoarcă către politică, ca și altă lume bună să se întoarcă către politică. O abordare diferită. Haideți să ne uităm la fiecare consilier local, punctual. Care este acel consilier local care nu a venit cu niciun plus în acești 2 ani de zile de mandat? Presupun că există o mulțime de exemple mai în sensul ăsta, presupun la fel. Nu, există atâta vreme cât există comisii de specialitate în care îți desfășori activitatea, fie că e vorba de finanțe, fie că e vorba de social, fie că e vorba de învățământ. Când îți desfășori activitatea într-o comisie a Consiliului Local, acolo iei act de problemele acelui domeniu. Și fiecare consilier, poate un consilier care e foarte tăcut în ședința de Consiliul Local, poate el în spate, în comisiile de specialitate, acolo unde nu este presa prezentă, poate să fie poate activ. Are o acțiune, are idei, are soluții foarte bune, care duc mai departe la proiecte care apoi se dezbat și poate trec fără să fie vizibile. Mm-hmm. Pentru că, în general, proiectele bune, proiectele clare, proiectele care sunt într-adevăr pentru oraș, trec fără niciun fel de scandal. Ați văzut de câte ori a fost unanimitate și acum. Sigur în consiliu. Chiar dacă la începutul ședinței au fost niște puncte în care am avut divergențe, au fost și foarte multe puncte în care s-a votat unanimitate. Firesc. Și atunci, sigur, nu știu dacă v-ar plăcea să vedeți numai ședința de consiliu în care toată lumea votează unanimitate de colo până colo și prostiile și lucrurile bune. Nu se pune problema asta. Eu mă gândeam doar la partea inactivă a consiliului local, știi? În afară de vocile tăcute care fac. Știi, sunt o grămadă de până la urmă într-adevăr participi într-o comisie, vin niște specialiști, îți explică niște lucruri, că tu poate n-ai de unde să le știi. Ai fost polist, ai aterizat
aflat acolo, ai început să înveți pe parcurs. Bine, deja au trecut 2 ani, ar fi trebuit să fie puțin mai implicați cu toții pe acolo prin ședința de Consiliu. Și în ședința de Consiliu, nu numai în comisie, da? Vă văd dumneavoastră, imposibil să nu streacă la orice ședință 5 spețe pe care poți să le abordezi, mă, într-un mod sau altul. Știi? Nu, mă uit la hotărârile de Consiliu, la proiectele de hotărâre. Cine se implică, cine le semnează și din partea cui vin. Știi? Și sunt o grămadă dintre consilierii locali, din păcate, care nu sunt implicați în niciun dintre acelea. Da? Aici e o chestiune care... Da, l-aș fi rugat să nu mai generalizăm, că așa facem... Păi nu generalizăm. Și ajungem într-o imagine complet negativă asupra unei instituții democratice. Cum ar arăta municipiul Ploiești fără Consiliul Local? Nu, domnule, este o chestiune cu siguranță o instituție care trebuie să existe, la fel cum și Parlamentul, oricât de critici ar fi la adresa Parlamentului. Ideea este, dacă vrem să schimbăm modul în care facem politică, trebuie să ne învățăm să schimbăm modul cum privim instituția versus persoane din instituție. Sigur că da, și reciproc valabil. Nu pot să spun, nu e regulă să spun întreg Parlamentul e corupt, când sunt un număr de 5, 10, 15, 20% de oameni de acolo care au probleme cu corupție. Nu este în regulă să spui că e o problemă în întreg Consiliul, în ansamblul său, e non-combat, când domnul Ionescu, eu sper că acum când vorbim noi acum la masa asta aici și poate colegii dumneavoastră, ăia care au behăit la ultima ședință, de că au behăit, unii au behăit, băi au behăit. Mă uitam la ei, unii se scobeau, n-ați alții behăia. Nu toți, repet, sunt și oameni, ok, nicio problemă. Poate se uite și dânsii și învață ceva și poate data viitoare nu mai behăi. Eu asta îmi doresc, de exemplu. Ar fi un bun început, da? Pentru că aruncă o pată, exact cum spuneți și dumneavoastră, sunteți deranjat, probabil. Munciți, vă duceți acolo, vă faceți treaba. Și dumneavoastră, probabil că la rândul dumneavoastră, sunteți deranjat de anumite carențe comportamentale din partea unora. Nu poate să te deranjeze faptul că amendamentul tău nu este supus la vot în forma în care l-ai cerut. Întorcându-ne la... Nu poți să nu fii deranjat. Dar la un moment dat, insist, o dată, de 2 ori, de 3 ori le spui, la un moment dat devii penibil să continui. Trebuie să te oprești la un anumit moment, nu? E o logică a normalului aici. Că atunci, într-adevăr, ajungem la circ și nu e ca... Da, nu, că n-ați fost departe atunci în ședința aia de circ, dar oricum, eu rămân la părerea că trebuie să se sublinieze mult mai clar din partea legislativă ceea ce urmează să se întâmple, cu toate că putem previziona anumite evenimente neplăcute pentru unii dintre consilierii locali și județeni, dar cred că există, trebuie să există o notă de rezervă în momentul ăsta. Dumneavoastră sunteți opoziția, vă faceți treaba, na, acolo, din punct de vedere politic. Cam asta e. Ăsta a fost jocul la ultima ședință de Consiliu, mai pe scurt. Înțeleg că soarta celor consilieri locali e hotărâtă până la urmă, că se va întâmpla acum, mai devreme sau mai târziu, își vor pierde mandatul. Rămâne de văzut. Asta rămâne de văzut. Păi vezi? Ce va hotărâ Parlamentul? Pentru că la noi legea are o mulțime de... Eu vă dau, o chestiune temporară, dacă haideți mă întreb pe mine. Haideți să mergem. Asta e problema la Parlament. Haideți să mergem pe chestiune. Numai de timp. Cât va reuși Parlamentul să amâne... Uite, eu cred că așa e. Despre asta e problema. Să amâne subiectul. Haideți să mergem pe următoarea logică. Parlamentul vine și spune, da, constată că își pierd mandat. Deci sunt două variante, nu? Una optimistă pentru opoziție, pesimistă pentru putere. Nu se judecă retroactiv povestea. Asta este varianta a doua. Da. Să zicem că mergem pe varianta numărul 1, în care au mai fost situații în care directori și-au pierdut funcțiile pentru faptul că legea prin care au fost puși acolo a fost neconstituțională și au pierdut toți pe bandă rulantă în instanță, pe această logică. Merge Parlamentul și vine Parlamentul și spune, da, domnule, își pierd mandatele. Păi cum își pierd mandatele? Că trebuie să vin în Consiliul Local să validez. Invalidarea mandatului trebuie să o fac tot în Consiliul Local. Și adică ei vor vota? Și nu vor vota. Nu vor merge în Consiliul Local și vor fi același tip de vot cum a fost la acest amendament. Ce vom face în acel moment? Că nu se respectă nici legea dată de Parlament. Bun, și atunci există un blocaj care trebuie reglementat tot prin, prin actul legislativ promovat. Asta era suspendarea de drept. Suspendarea actului normativ și a efectelor sale, efectelor pe care le produce actul normativ, asta prevede Constituția. Nu suntem într-un vid legislativ. Suntem într-o situație reglementată clar de Constituție, suspendarea actului normativ respectiv timp de 45 de zile până când decide Parlamentul. Da, asta a fost logica juridică. Parlamentul să decide în acest interval, pentru că am fi putut fi în dacă situația nu decide în care expira termenul de 45 de zile. Imediat, dacă nu decide Parlamentul, actul normativ este nul de drept. Și cu toate efectele sale.
Bun, există niște situații în care un consilier local, pe de altă parte, pe o altă lege a funcționării administrației locale, prin care un consilier local își poate pierde mandatul. Este cum va fi conceput? Totul e interpretabil, este din păcate. Dar cum acolo, trebuie că... conceput în Parlament, da, proiectul, astfel încât să fie coroborat și cu legea administrației locale? Ca un consilier să-și poată pierde mandatul în afară de situația dată în lege. Ca, aici nu e vorba despre fapte penale. În legea actuală, așa cum arată astăzi legea, cu actul normativ, ordonanța 55 suspendată, este foarte clar în 215. Ai schimbat partidul, indiferent de motivație, ți-ai pierdut mandatul. Lucru e clar, da. Da? Astăzi legea este foarte clară, este reglementată. Actul normativ aflându-se în stare de suspendare, da? Și peste 45 de zile, eventual anulare, dacă nu decide între timp Parlamentul, atunci e foarte clar. Asta este chestiunea, pentru că, încă o dată spun, Curtea Constituțională s-a pronunțat în 2009 pe această speță. S-a pronunțat, da. Da? Deci este decizie... De fapt, este și motivarea Curții. Exact, este decizie în care Curtea Constituțională, doamne, în lumina Constituției, așa se întâmplă lucrurile într-un stat de drept. Mai mult, a venit Comisia Europeană prin mecanismul de cooperare și verificare și te-a tras de urechi. E o întreagă poveste și aici, da, sigur. Și uite, sunt curios de data asta cât vor duce în Parlament povestea asta. Cât de repede se poate vota sau nu. Rămâne de văzut. Sunt foarte multe. Probabil că există un interes să se prelungească cât mai... Noi, deși în mod normal trebuia să vină o soluție din partea administrației, acea soluție nevenind, noi, opoziția, am venit cu o soluție. Nu știu, bună, proastă, a fost o soluție. Este o situație în care nu e nimic de râs și nu e nimic de circ. Păi, o spun de la început și eu, în locul dumneavoastră, situație... probabil că aș fi procedat aproape la fel. Este o situație care trebuia pusă pe ordinea de zi. Nu spun că am pus-o în mod perfect. Nu, zice că era un semnal care trebuia dat. Exact. Trebuia un semnal. Sigur că dacă ar fi stat indiferent opoziția la situația asta, i-am fi reproșat cu atât mai mult că nu face nimic și că tace mult. E un reproș care s-a făcut auzit ordine în anumite ca situații. Să aibă și o coerență și să se termine, chiar dacă s-a terminat prost, cel puțin pentru dânsii, că s-a votat împotriva așa cum s-a votat. E important că subiectul a fost adus în discuție. În opinia mea, există o interpretare și aici, pentru că există multe argumente. De exemplu, că amendamentul... opinia mea este foarte clară, dar ține cont de toți factorii. Da? Nu e ca opinia dumneavoastră că nu vine numai dintr-o parte, vine din ambele părți, că așa e normal să fie opinia mea. Da, mă scuzați, continui. Da, e un amendament care, în primul rând, putea fi băgat în proiectul ăsta de hotărâre, cum am discutat. Eu vă spun și contraargumentele dușmanilor, da, politici. Da? Putea fi băgat sau putea fi separat băgat. După aia, felul în care s-a votat la grămadă, în care a fost început amendamentul. Iar se spunea că fiecare consilier a fost validat în parte și așa ar fi și trebuit votat. Chestiune pe care au gândit-o dânsi într-una din pauzele de țigară pe care le-au așa și au dat-o. Iar nu știu dacă e corect sau nu. Se poate interpreta. Eu nu sunt jurist de meserie. Sunt jurnalist. Da? Și multe alte aspecte. Da? De asta spun că eu aș fi mai rezervat în locul dumneavoastră când aș face afirmații de genul de astăzi nu mai ești ca așa trebuie. Dar n-am spus nu mai ești. Ai spus e suspendat. 45 de zile până când Parlamentul ar trebui în principiu să decide chiar că nu mai ești. 45 de zile. Adică vă duceți la serviciu în Consiliul Local o treime, jumate. Bun. Nu mai ești. Desigur, cu influențele financiare de rigoare. Acum eu vă întreb următorul lucru. Da. Hai să mergem pe... Astăzi sunt în funcție, da? Uh-huh. La ultima ședință au fost proiecte de hotărâri care au trecut votul creat pe această majoritate. Da. Dacă la un moment dat cineva contestă mandatul dânșilor de a vota acea hotărâre și cere anularea actului respectiv. Vă dați seama în ce Babilonie vom fi? Ne anunțați ceva pentru perioada următoare sau întrebați. Așa în general? Deci v-am întrebat ca și speță. E un risc pe care Consiliul și l-a asumat acum. E un risc care trebuie reglementat în momentul. Deci, părerea mea că pe cărca Parlamentului în momentul ăsta stă acum o decizie foarte importantă și complexă. Nu e chiar așa simplă povestea asta. Dumneavoastră spuneați foarte corect. Produce efecte numai pentru viitor. Nu mă pot întoarce la hotărâre de Consiliu adoptate de la data ordonanței până la data publicării monitorului oficial a deciziei Curții Constituționale cu motivarea sa. Dar ulterior am efecte pe care le produce aplicarea ordonanței care nu mai sunt ulterior deciziei Curții. Sau ce măgărie a fost ordonanța asta? A fost o măgărie, mă.
o măgărie. Deci, noi aici stăm și... și despre asta e vorba. Nu contează cine a trecut, cine n-a trecut. E mai puțin relevant. Cine a gândit așa ceva într-un dispreț total față de alegători, față de oameni, față de tot, față de reguli, da? A fost o măgărie de la bun început, care uite câtă bulibășeală generează și culmea culmilor, ca să fie miștocăreala până la capăt, mai țineți minte care au fost argumentele inițiatorilor, să fie, cum au spus, să se stabilizeze raporturile de forțe din administrație locale. E posibil atâta bătaie de joc. Așa a fost, da. Da. Și efectul e că au fost date peste cap. Nu, efectul este în continuare și... în vigoare și uite unde se ajunge și stai să vezi cât cir va mai fi. Da. Și cu ajutorul dânșilor, desigur. N-aș vrea să ne ocupăm exclusiv de subiectul acesta, deși e deosebit de important și cu siguranță că va reveni constant în discuție până când se va găsi soluția adecvată și acceptată de toată lumea. Dar aș vrea să vorbim și despre ce se întâmplă în politica locală. La nivel național se știe că opoziția, în principiu și de multe ori și practic, pregătește întotdeauna sau are pregătit o alternativă la putere. La nivel local se întâmplă același lucru. Aveți un, nu știu, un plan de măsuri, ca să nu fim prea pretențioși, să nu vorbim de o platformă, program sau... Există la nivelul opoziției discuții, planuri despre ce trebuie făcut, priorități pe care le aveți pentru oraș? Cu siguranță. Ne puteți vorbi dacă vor fi anticipate, despre, despre ele? Cu siguranță, la nivelul Consiliului... Deci, acum să intrăm un pic în cadrul politic acum. Un cadru politic mai puțin cunoscut publicului. Există o zonă care înseamnă partea de conducere a nivelul organizațiilor, să zicem organizația locală, care înseamnă un birou municipal. Există mai departe organizații de bază. Noi, după alegerile prezidențiale, am avut ședințe în toate organizațiile de bază. În toate organizațiile de bază s-au pus problemele, atât cele legate de acele taxe, reducerea taxelor și impozitelor pe anumite categorii cu 10%. A fost discutată și am avut, s-au constituit o echipă care să lucreze exact pe această direcție, să venim cu un proiect foarte bine pus la punct. Pe urmă a fost discuția legată de problema Dalkia, subvenția la termie, unde astăzi suntem într-o situație în care cea mai drastică reducere de prevedere bugetară în ultimii 3 ani de zile este pe acest capitol care îi afectează pe cetățeni zi de zi, în fiecare iarnă, și iar facturile de termie de la an la an sunt mai mari. Ploieștiul e chiar un caz particular unde s-a ajuns de la cea mai ieftină gigacalorie la una dintre cele mai scumpe. Astea sunt preocupările noastre și dezbaterile pe care noi le avem împreună cu ai noștri colegi, cu membrii noștri, pentru că până la urmă poate da, sunt o portavoce, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar în spate sunt niște oameni alături de care ne consultăm și luăm decizii. În Consiliul Local, atunci când vii, asta este și logica unei formațiuni politice, nu? De a crea, de a aduce în față niște proiecte foarte clare. Am fost un critic al modului în care se face reabilitarea lucrurilor la linia de tramvai. Am spus foarte clar că, din punctul meu de vedere, nu va rezista foarte mult această lucrare. S-a și văzut în anumite zone unde au apărut probleme. Nu mai vorbesc de sustenabilitatea din punct de vedere financiar în timp. Pentru că, până la urmă, tramvaiul a tot 45 de minute o să facă de la Spitalul Județean până la Gara de Sud. Da? Și într-un 45 de minute nu prea cred că mai este cineva în secolul vitezei care să-și permită luxul de a sta atâta timp într-un mijloc de transport în comun. Toată lumea vrea să ajungă mai repede la destinație. Da, bine, soluțiile într-un așa aglomerat nu sunt Pe de altă parte, noi veneam și vorbeam de proiect de regenerare urbană pe zona centrală, unde să vin într-adevăr cu soluții de eficiență energetică pe zona, începând cu zona asta centrală, să schimbăm un pic fața. Pe urmă, pe partea de cartiere, acolo discutam foarte clar pe programul de reabilitări termice, așa cum se fac acum, deci după 2 ani de zile vin cu 3 blocuri la reabilitat termic. Parcă nu e în regulă. Nu? Sunt proiecte despre care v-aș putea vorbi 2 emisiuni, nu o singură emisiune. Alternativa într-un program complet, coerent, la nivelul administrației locale, dați-mi voie să o facem publică în momentul în care discutăm de alegeri, că așa e normal. Sigur că atunci fiecare formațiune vine și își prezintă proiectele pentru... Faci un program de guvernare pentru... atunci când te pregătești să iei guvernarea. Pentru mine, apropo de național. Era importantă situația consiliului local, care e undeva între partidul pe care îl reprezintă și căruia trebuie să-i apere cumva interesele și
cetățeanul care l-a trimis pe lista acelui partid în Consiliul Local și modul cum acționează un consilier local din opoziție. Pentru că acela care se află la putere știe ce are de făcut, e să voteze proiectele inițiate de formațiunea din care face parte, pentru că acela e proiectul care a câștigat voturile. Aici este o greșeală. Poate mă înșel eu, corectați-mă. Este posibil să am un proiect cu 50 de puncte. Din 50 de puncte, am 10 puncte foarte bune pe care le-am dezbat, care vor fi baza dezbaterii electorale, și din alea 10 puncte, poate nici 5 nu implementez. Ca și administrație la putere. Sau le implementez prost și pe acelea 5 și creez disconfort, cum e situația linie de tramvai. Atunci e foarte important ceea ce se întâmplă baza partidului. Până la urmă, atunci când mergi din ușă în ușă, când stai de vorbă cu cetățeanul în cartier, n-apucă primarul să facă lucrul ăsta. N-apucă toți consilierii locali să facă lucrul ăsta. Pentru asta există aceste structuri de organizații de bază. Asta este baza solidă a unui partid politic. Ori dacă nu te consulți cu acești oameni, care la rândul lor se consultă cu vecinul care știe, cu oamenii care au influență locală în cartier acolo, atunci nu ai de unde să vii cu feedback-ul. Așa s-a întâmplat cu ultimele două administrații locale și astfel s-a creat situația în care decizia administrativă a fost complet ruptă de agenda cetățeanului. Pentru că au ignorat aceste semnale. Aceste semnale din interiorul propriilor organizații. Da? Este foarte greu să accepti să... Asta face diferența între un lider politic care înțelege că și un partid politic înseamnă, până la urmă, să ai o cultură organizațională și cel care stă în capul mesei să-și pună ultimul punct de vedere. Să-i asculte pe toți ceilalți și el să-și pună ultimul punct de vedere, tocmai pentru a nu influența decizie. Asta este ceea ce lipsește. Asta este marea schimbare a modului în care se face politică, că vorbeați mai devreme de lucrul ăsta. Da? Astăzi vine liderul și spune, m-am gândit peste noapte că e bine să construim heliport la Ploiești. Nu e așa că e bine? Toată lumea, da, ce frumos și deștept sunteți șeful, e o idee minunată. Da? Nu e corect. Nu e în regulă. E o rețetă aplicată. Asta e rețeta care se aplică, dar încă o dată, pe măsură ce votul uninominal încoace, chestiunea asta s-a amplificat fantastic. Uh-huh. Asta duce în nemulțumire în rândul cetățenilor. Ca să schimbăm acest mod, vă repet, unii conștientizăm ce trebuie făcut. O implicare, aș spune. Da, da. Asta este, apropo de programe și de unde ar trebui și de cum funcționează partida sau cum ar trebui să funcționeze și cum ar trebui să acționeze consilierii locali. Pe de altă parte, sunt formațiuni politice care nu dispun de baza asta, căci avem și partide dintre astea mai de buzunar, mai de lider. Și am avut reprezentanți în Consiliul Local. Întâmplarea face că la un moment dat chiar un viceprimar reprezenta o asemenea formațiune care în mod clar n-avea baza de la care să adune informația. Deci, vă spun, PPDD-ul, da? Eu am rămas surprins să văd câți membri PPDD pot exista și astăzi în Ploiești. Sunt foarte mulți că vorbeați de un viceprimar. E un partid constituit legal în România, da. Dincolo de opiniile politice pe care le are, la bază există o structură electorală. O structură de bază. Au luat un număr de voturi și la alegerile europarlamentare, la alegerile locale, oamenii aceia există, e o structură de bază care există. Nu poți să o ignori. Și cum credeți că se simt alegătorii aceia în momentul de față, când nu mai au reprezentanții în Consiliul Local? Vă spun ce mi-au spus colegii de la colegii noștri, care spuneau, dom'le, eu am muncit pentru omul ăla să ajungă în Consiliul Local, am alergat pentru el ca să obțin voturi în cartier la mine. Păi nu e rușine. Cum să se întâlnească cu mine pe stradă să uite în ochii mei? Că m-a trădat. Asta este atitudinea membrului. Simplu. Simplu membru ăla din cartier care își face treaba acolo. Și au perfectă dreptate. Mm. Da? Alaltă ieri seară discutam cu o altă persoană care a muncit tot așa în campanii, în toate campaniile electorale, nu pentru Partidul Național Liberal, pentru un alt partid politic. Da? Și care îmi spunea, dom'le, nu se poate. Trebuiau să-și piardă mandatele. Așa trebuia să întâmple. Eu nu am alergat ca să fie... Au fost oameni care au început să strângă semnături pentru demiterea primarului. Știu dacă știți lucrul ăsta. Da? La noi ajung, vă dați seama că toată lumea ne întreabă. E un demers care s-a făcut. Dumnezeu, noi am votat USL ca să vină să facă praf orașul. Și să n-aibă niciun fel de logică în modul în care abordează lucrările. Astea sunt lucruri pe care oamenii le spun. Sunt lucruri pe care le poți duce până la un proiect, un lucru la bun sfârșit și sunt lucruri care rămân nemulțumiri pe care și noi le avem și cetățenii le au, dar pentru asta există vot. Din păcate ajungem în final să votăm mai mult negativ
mai mult astfel de frustrări decât programe și idei bune. Da, se votează și negativ, așa e. Și da, o componentă ridicată, mai ales văd că în ultima perioadă, în ultimele alegeri. V-am explicat și care este logica pentru care s-a ajuns acolo. Da. O să fac apel și la calitatea dumneavoastră de simplu om care face politică, pentru că o să ne referim și la ce se întâmplă la nivel central și la vocile din ce în ce mai sonore, mai puternice, care spun că opoziția ar trebui să vină la putere. Dar se pune în discuție prețul cu care ar trebui să vină la putere. Ar însemna să încheie anumite compromisuri cu reprezentanții altor partide, cu dezertori dintr-o formațiune politică sau alta, exact acei traseiști despre care vorbeam mai devreme. Cum vedeți lucrurile astea? Mai ales că se discută zilele acestea chiar de niște parlamentari prahoveni care au plecat de la dumneavoastră, unii dintre ei, și care ar fi tentați ori să se întoarcă, ori să se ducă la alte formațiuni politice. Cum vedeți lucrurile? Haideți să clarificăm două chestiuni. Traseiști politic, trecerea de la un partid la altul, versus discuție instituțională între partide. Sunt două chestiuni complet diferite, două abordări complet diferite. Prima abordare vis-a-vis de traseiști a fost foarte clară. În biroul județean al partidului nostru există rezoluție, nu mai primim pe niciunul care a plecat înapoi. Deci e decizie clară la nivel de birou județean. Dar se poate înscrie în... Atenție, luată în unanimitate. Dar nu se poate înscrie un singur amendament în altă organizație județeană? Se poate înscrie la domnul. Deci dezertorul. Nu, asta la ce am mai avut de-a lungul timpului situația. Această decizie plecată de la Prahova s-a dus mai departe și la nivel național. Nu, mă interesează altceva pe mine. Se poate înscrie la aliatul dumneavoastră cel mai bun, prezuntivul, viitorul, prezentul, aliat. Imediat. Din acest punct de vedere, nu pot... Într-un partid politic, dintr-un partid politic, nu poți să controlezi ce se întâmplă în alt nu partid politic. Nu puteți decât în partidul dumneavoastră să luați decizii. Exact. Corect. În celălalt partid politic, dacă sunt primiți, este o chestiune a celor formațiuni vă politice. Vă țineți de mână. Este important. Nu, vă țineți atenție, de mână. Când intri, când intri pe un proiect de guvernare, da. Intri pe un proiect clar, pe niște obiective asumate, cu anumite condiționalități. Condiționalități care s-au spus foarte clar, discutăm de competență, discutăm foarte clar de lupta anticorupție pe care, platforma pe care domnul Iohannis a mers și va continua să meargă până la capăt. Astea sunt elementele care nu sunt negociabile. Sunt elemente foarte clare. Dacă acele formațiuni politice își dezvoltă baza de parlamentari, de consilier local, de consilier județeni, repet, la consilier local și consilier județeni, din punctul meu de vedere, legea e valabilă și pentru ei, deci dacă s-a plecat cineva de colo-colo, trebuie să-și pierdă mandatul. Dar pentru partea de parlamentari și pentru partea de aleși locali, de cei aleși uninominal, se poate să se întâmple o astfel de abordare. Și e o abordare democratică. Cum se structurează fuziunea la nivel local între partidele? Fuziunea merge mai departe, este o decizie asumată de anul trecut din vară de unificarea Dreptei. Foarte puține voci spuneau astăvară că se va merge până la capăt. Iată, a fost o decizie la nivel național sâmbătă în care s-au stabilit structurile la nivel teritorial. Desigur, sunt organizații unde PDL-ul a fost mai puternic la europarlamentare și sunt organizații unde PNL-ul a fost mai puternic la europarlamentare, dar asta nu înseamnă că noul partid, acea bază electorală de care vorbeam, este formată din PNL sau din PDL. Este formată din toți oamenii ăștia adunați. Da? Forța dreptei, parte, da? Forța oamenilor de dreapta care au alergat, au muncit pentru aceste partide. Important este ca decizia de la vârf să se ia plecând din consultare de la bază. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, atunci nu am schimbat nimic. Degeaba am făcut fuziune dacă nu facem lucrul ăsta până la capăt. Da, păi sunteți într-un fel la început de drum în ceea ce privește formarea unei structuri de bază. Există pe fond două structuri. Este o schimbare, da? Pe care pe care o vom vedea până în următoarele luni, în următoarele... De ce nu ani? În următorii ani? De ce nu ani? Deocamdată vă ține împreună și dorința de a performa în viitoarele alegeri. Este vorba, din câte am văzut eu, de un proiect pe termen lung și de asta spun că există o muncă în plus în ceea ce privește organizarea și structurarea acestei organizații. Foarte interesant aici la noi, la nivel județean. Bine, și la nivel național, dar și la nivel județean legătură cu viitorul acestei organizații. Pentru că la un moment dat, sigur, vor fi trebuit să se țină și alegeri și așa mai departe. Să vedem. Alegerile în organizațiile județene vor fi după 2017. Până atunci vor fi aceste comitete de conducere foarte clar. Viitorul sună spectaculos, așa.
mai ales pentru presă, la asta te referi în deosebire. Și pentru opinia publică care este interesată de subiectul politic. Acum, faptul că există dezbatere nu poate fi decât un lucru pozitiv. Nu cred că v-ați dorit telejurnalele de pe vremuri în care totul era bine și frumos și creștea producția la hectar peste noapte, nu, după cum se trezea cineva. Este o chestie firească de normalitate. Este o chestie de normalitate. Și această dezbatere este... Asta e baza democrației. Sigur că da. Inclusiv și coabitarea uneori este o chestiune de normalitate. Pentru că s-au văzut cazuri. Sigur, bine, mă depinde cu ce compromis. Sigur. Despre compromis. Până la urmă, politica este arta compromisului. Important este să faci acele compromisuri care nu te compromit. Da. Delicat subiectul. S-ar fi putut vorbi o emisiune întreagă despre... Un pic spre zero cu problema legată de migratori și cu ce s-a întâmplat în Consiliul Local, dar vom vedea în continuare ce se va întâmpla la București și sigur că drumul pentru unii va fi bătătorii, chiar dacă în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu pare a fi așa. Astăzi. Da. Pe finalul emisiunii aș vrea să ne spuneți, dacă ne puteți dezvolui, dacă mai există subiecte spectaculoase printre proiectele din Consiliul Local. Adică ați văzut prin mapă, prin viitoarea mapă, care se pregătește vreun subiect interesant? Sau știți din comisie? Sau domnul Ionescu, o mapă specială. Vorbiți despre o situație de normalitate în care mapa e cunoscută cu 30 de zile înainte și publicată conform legii transparenței decizionale. Poate ne pregătiți unul este proiect de hotărâre. Este, din păcate, administrația actuală nu prea funcționează așa. Noi suntem anunțați cu 5 zile înainte de ședință, asta la ședințele ordinare. La ședințele extraordinare au fost și situații când am fost anunțați cu o seară după masă înainte. Și să presupunem că proiectele... în 24 de ore sau chiar mai puțin ar trebui exact. Să parcurgeți toate dosarele exact. Care stau la baza exact. Preferatelor. Iar, proiectele puse pe site, pentru că se pun pe site, sunt publice toate proiectele de hotărâri, au fost puse uneori și mai puțin de 24 de ore înainte de ședință. Nu mai vorbesc de situații în care nu au fost puse mapă exact fix în ședință, ni l-au adus la cunoștință. Cum procedați în astfel de situații? Cereți amânarea votului când nu reușiți să acum sunt să trebuie, formați trebuie, o opinie? Nu pot să vii cu o rețetă. Sunt situații care într-adevăr sunt de urgență și care necesită dezbatere și le înțelegi și le supui dezbaterii. Ceea ce se întâmplă de obicei la o ședință extraordinară, căci se presupune că e convocată. Sunt și situații în care, uite, vă dau exemplu, când s-a convocat ședința extraordinară pentru un subiect care în perioada de campanie între turul 1 și turul 2, o chestiune care nu era nici legală, nici în regulă, scăderea cu 25% a penalităților aplicate celor care nu și-au achitat electorată, care iarăși n-avea bază legală, n-avea nimic, dar alea a fost un proiect într-o ședință extraordinară. Evident că la un astfel de proiect, pentru ce? Doar că între turul 1 și turul 2 și nevoie, mai creștem un pic candidatul. S-a demonstrat că nu funcționează așa și că românii nu se lasă păcăliți așa cu una, cu două de astfel de electorat. Da, sper că le-am dat ocazia telespectatorilor să-și facă o imagine mai clară asupra a cum funcționează Consiliul Local, cel puțin la Ploiești, acum gândesc cei din opoziție și cum se folosesc de mijloacele pe care le-au la îndemână pentru a-și face auzite punctele de vedere. Sper să vă avem și în alte emisiuni alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. La fel și ție, Sebastian, mulțumesc pentru prezență. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune.